Bună ziua! Vă mulțumim pentru că ne-ați onorat cu prezența, ați dat curs invitației noastre și sunteți prezenți la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Astăzi, 11 a 11-a, am convocat această întâlnire pentru că este ziua Z, o zi importantă pentru combaterea infracționalității în România. În această zi am executat 619 misiuni în care am efectuat percheziții și descinderi la nivelul întregii țări. O să revin imediat la detaliile acestei acțiuni. Și vă rog să-mi permiteți să continui cu o scurtă evaluare a activității Ministerului Afacerilor Interne în ultimul an. Le mulțumesc și colegilor mei prezenți aici, domnului secretar de stat Bogdan Despescu, domnului secretar de stat Raed Arafat, domnului secretar de stat Gheorghe Sorescu și domnului secretar de stat Norocel Stroie. Îmi aduc aminte că acum un an, în 11 noiembrie, veneam cu taximetrul la minister, proaspăt învestit în această funcție care mă onorează, dar mă și obligă, și acea zi a rămas pentru mine o amintire frumoasă, pentru că ați observat cu toții jurnaliștii prezenți în acea zi, că Ministerul Afacerilor Interne încearcă să-și schimbe percepția, să-și schimbe imaginea pe care o avea la momentul anului 2019, luna noiembrie, adică una catastrofală. Doar 35% din români mai aveau încredere în Ministerul Afacerilor Interne. Le mulțumesc colegilor mei din echipa de conducere a Ministerului pentru că împreună cu toți ceilalți colegi din Minister, din inspectorate, din unități subordonate, am reușit în acest an să schimbăm în bine percepția în rândul românilor. Am început în anul 2019, în primele zile, cu o misiune extrem de importantă. Organizarea alegerilor prezidențiale. Vă aduceți aminte că la finalul acestei activități am raportat că au fost cele mai corecte, transparente alegeri prezidențiale organizate în România, cu cele mai puține evenimente, cu cele mai puține infracțiuni și cu o transparență pe care Ministerul Afacerilor Interne nu a abordat-o în timpul evoluției sale post-decembriste. Adică, jurnaliștii ați avut acces în centrul de comandă pe tot parcursul zilei votului. Am organizat acele zone de risc electoral, astfel încât alegerile să fie corecte și legale. A urmat luna decembrie, în care Ministerul Afacerilor Interne a fost în centrul atenției, pentru că, pe lângă aniversarea Revoluției din decembrie sau comemorarea eroilor, am deschis acest minister, sediul Comitetului Central către români. Ziua porților deschise, în care românii au avut acces liber în biroul dictatorului, pe balcon sau în celulele din sediul Comitetului Central, vizitatorii care ne-au pășit atunci pragul au apreciat faptul că actuala conducere a Ministerului, eu și colegii mei, am avut această inițiativă
pentru că Ministerul Afacerilor Interne este al românilor. A urmat luna ianuarie, în care am constatat cu toții prezenți aici că Ministerul Afacerilor Interne are probleme de structură, de organizare. Și am început o mare acțiune cu privire la reforma Ministerului, pentru a nu decide singuri, pentru a nu se imputa guvernului Ludovic Orban că ia măsuri fără să consulte partenerii din zona Ministerului Afacerilor Interne. Mă refer aici la sindicate, mă refer la atașați pe afaceri interne, la structurile din subordine. Am purces la acest mare, să spunem, efort, dacă vreți, de a consulta toți atașații pe afaceri interne care are Ministerul în ambasadele din întreaga lume, atașații pe afaceri interne ai ambasadelor care sunt în București, toate structurile din subordine, până la nivelul poliților orășenești municipale, inspectorate. Am consultat toate cele 16 sindicate, ore în șir. Am pus pe transparență publică proiectul, astfel încât la finalul acestei consultări au fost 428 de propuneri, ceea ce a însemnat pentru noi că este nevoie de reformă în minister. Așadar, proiectul de reformă este finalizat, trebuie doar promovat în Parlament. Nu l-am promovat până în prezent, pentru că mi se pare corect să așteptăm rezultatul alegerilor, astfel încât noul Parlament să decidă cu celeritate și responsabilitate ceea ce se va întâmpla în viitor cu această instituție de elită a României. După această etapă de construcție a unei noi reforme, începând cu luna februarie, știți prin ce am trecut cu toții. A urmat o perioadă în care, în prag de pandemie mondială, am constatat că resursele sunt zero. Resursele sanitare prin care să protejăm românii au fost la cel mai mic nivel de așteptare și pregătire. Așadar, în luna februarie, cu ajutorul colegilor din guvern, cu ajutorul premierului Ludovic Orban, s-au emis actele normative prin care s-au reconstituit, realimentat stocurile care erau necesare pentru a răspunde acestei provocări. În luna martie, așa cum știți, am intrat în starea de urgență. Ministerul Afacerilor Interne a fost pionul principal în această acțiune de protejare a sănătății românilor. A fost o experiență pe care nu a încercat-o niciun ministru din România. A fost o experiență pe care n-a încercat-o niciun guvern. Acest război cu un dușman invizibil și extrem de periculos. În acea perioadă am emis 12 ordonanțe militare, 48 de hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și 2318 ordine de comandant. În acea perioadă, așa cum știți, am stăpânit, am temperat, am controlat evoluția bolii în România. Meritul este al dumneavoastră, al cetățenilor, al tuturor compatrioților care ați respectat regulile și ați protejat sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. După această activitate din starea de urgență, complicată, complexă și nu ușoară,
A urmat luna iunie, în care Ministerul Afacerilor Interne a avut de confruntat criza inundațiilor. Am avut 3.233 de intervenții. Am salvat 84 de persoane de la moarte. 2.815 animale salvate de către eroii Ministerului Afacerilor Interne și guvernul Ludovic Orban a acordat în cel mai scurt timp despăgubirile către cei care au avut de suferit, 427 de milioane. După luna iunie a început efortul pentru tot ce a ținut de gestionarea pandemiei în sezonul estival. Am avut peste 200 de cadre ale Ministerului detașate pe litoral pentru a ajuta colegii din zona turistică în toate misiunile pentru respectarea regulilor sanitare. În paralel cu sezonul estival, am mai avut de gestionat o misiune extrem de complicată, organizarea alegerilor locale. La fel ca la alegerile prezidențiale, am constituit zone de risc, am asigurat transparența din Direcția Generală de Management Operativ pentru toți jurnaliștii și presa care a dorit să participe și am monitorizat 700 de localități din România unde am constatat că numărul de vize de flotant a depășit media anilor anteriori. S-a finalizat cu bine și acest moment al alegerilor locale și așa cum știți, colegii mei din minister sunt în misiune zi și noapte pentru a supraveghea respectarea măsurilor sanitare. În starea de alertă executăm acțiuni de verificare. În această perioadă complicată, inclusiv noi, Ministerul Afacerilor Interne, am avut colegi camarazi care și-au pierdut viața. Colegi camarazi care s-au îmbolnăvit în timpul misiunilor. Nu este o perioadă grea, nu este o perioadă ușoară și în aceste momente grele trebuie să fim cu atât mai responsabili împreună să trecem peste încercările, peste provocările pe care le avem zi de zi. Doar împreună putem reuși. Cetățenii României și instituțiile statului care aplică regulile pentru a reduce infecțiile cu noul coronavirus. În această acțiune de protejare a populației, Ministerul Afacerilor Interne a avut și inițiativa ca la Spitalul Ministerului Gerota să înființăm un centru de plasmă. Am alocat bugetul necesar pentru personalul medical, pentru dotările necesare, astfel încât împreună cu ceilalți parteneri care vor pune umărul în realizarea acestei bănci de plasmă, într-un final, care va fi la dispoziția tuturor românilor, să reușim cu toții să împlinim această dorință și necesitate pentru mulți bolnavi. În această perioadă complicată, cum spuneam, Ministerul Afacerilor Interne a avut și activități de management, de aplicarea unor măsuri pe care le cerea populația, pentru că noi aici suntem în slujba românilor. Una din dorințe a fost ca să protejăm elevii. În consecință, am luat decizia de a înființa poliția pentru siguranță în școli. Pentru că fenomenul infracțional în școală, dar în special în proximitatea școlilor, a luat amploare
Și niciun ministru nu s-a gândit până în prezent să facă o poliție specializată în combaterea infracționalităților din zona școlilor. În același timp, împreună cu premierul României, domnul Ludovic Orban, cu ceilalți colegi care au asigurat finanțarea, și aici mă refer la domnul ministru Florin Câțu, la cei care au asigurat extinderea organigramei, mă refer la doamna Violeta Alexandru, ministru Muncii, am reușit să promovăm ordonanța de urgență pentru înființarea unei structuri mult așteptate de români, care ne aduce și pe noi în rândul ministerelor, dacă vreți, ca să nu spun țărilor, civilizate. În rândul ministerelor care au aceste structuri ce salvează vieți. Este vorba despre Poliția Animalelor. Această structură va fi operațională și Ministerul Afacerilor Interne va fi la datorie și pentru a salva aceste suflete nevinovate care niciodată în România nu au fost protejate de o instituție sau de o lege specială. Vreau să vă spun că Ministerul Afacerilor Interne, pe lângă aceste activități pe care vi le-am enumerat pe scurt, și vreau să precizez că un raport complex va fi afișat pe site-ul Ministerului cu mai multe detalii și date, dar din motive de timp și de structură condensată pentru a putea fi comunicat și către media într-un timp operativ, l-am făcut așa mai scurt. Pe lângă aceste activități, am mai avut foarte multe acțiuni și misiuni. Una dintre ele extrem de complicată, combaterea fenomenului migraționist. Să știți că toți colegii noștri din frontieră sunt niște eroi. Dincolo de faptul că în timpul stării de urgență sau în timpul stării de alertă, prin frontierele României, din toate zonele de vecinătate cu ceilalți vecini, au gestionat acești colegi un flux de tranzit de 13 milioane de persoane și peste 5 milioane de autovehicule. Au gestionat în acest an un volum maxim, cel mai mare volum din ultimii ani. Și ei sunt aceiași oameni, poate chiar mai puțini. Unii s-au îmbolnăvit, unii au ieșit la pensie și ei sunt aceiași eroi care stau de strajă patriei, dacă îmi permiteți această metaforă. Un alt compartiment căruia trebuie să-i mulțumesc ca și Poliției de Frontieră este Departamentul pentru Situații de Urgență, care a avut intervenții aeromedicale, intervenții în situații de urgență, colegii noștri pompieri, chiar dacă au fost bolnavi sau unii dintre ei chiar ne-au părăsit, trecând la cele veșnice, camarazii lor au rămas pe front, la datorie. În această perioadă, așa cum am spus, nu ușoară, Ministerul Afacerilor Interne, cu susținerea premierului României și a celorlalți colegi, a reușit să facă, într-o perioadă de criză economică și criză sanitară, ceea ce n-au făcut alți miniștri și alte guverne, când nu era nici criză economică și nici criză sanitară. Adică am dotat colegii din minister cu 7.082 de autovehicule noi, care să le protejeze sănătatea, să-i transporte în siguranță și să poată avea capacitatea să intre în luptă cu infractorii. Am achiziționat 25.000 de pistoale noi, pentru că ei foloseau, cei care nu știți, pistoale din anii 70. Dar nu că le-am achiziționat așa printr-o achiziție care să nască
eu știu, dubii sau suspiciuni. Este o achiziție în care am făcut economie. Modelul de pistol achiziționat este aproape la jumătate de preț la cât îl găsiți pe internet sau în ofertele oficiale. Pentru că am reușit ca o capacitate de producție din România să le asambleze și să le achiziționăm astfel la un preț mic, 400 de euro cu tot cu TVA. Și România, având șansa să producă în continuare acest model de pistol al unei firme consacrate în întreaga lume. Am achiziționat veste și maieuri, veste antiglonți și maieuri antinjunghiere, pentru că eu atunci când eram senator la interpelări, întrebam toți miniștrii de ce nu-și protejează oamenii din zona operativă. Așadar a fost, dincolo de o obligație managerială, dacă vreți, a fost o obligație și morală și politică a mea ca senator din opoziție care cerea aceste lucruri colegilor aflați la putere și care conduceau acest minister. Pe lângă veste, maieuri, băieții din operativ au căști, au scuturi, au bastoane, dispozitive cu șoc electric, vor avea 12.000 de camere de luat vederi, bodycam, 6.000 deja sunt venite, urmează și diferența de 6.000. Pe situații de urgență, au fost achiziționate 52 de ambulanțe, 60 de autoutilitare noi pentru descarcerare. Suntem în faza de evaluare în această lună a ofertelor pentru 6 elicoptere mari, 3 de uscat și 3 de intervenție maritimă. Totodată vom avea 2 avioane medicale SMURD noi. Suntem în negociere cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a accesa un proiect în vederea achiziționării a 7 elicoptere noi pentru poliția aeriană, astfel încât să executăm acele misiuni de susținere a poliției rutiere, dar în mod special de susținere a poliției de frontieră. În 10 luni, vreau să vă spun că infracționalitatea a scăzut cu 11% și, în mod esențial, vreau să precizez și să subliniez un lucru extrem de important. Să-l subliniez aici, în fața dumneavoastră. Ministerul Afacerilor Interne a scos de pe piață, în acest an, droguri în valoare de 100 de milioane de euro. Droguri care, dacă nu ar fi fost descoperite, depistate și confiscate de către Ministerul Afacerilor Interne, evident, împreună cu partenerii noștri cu care lucrăm, acestea ar fi fost vândute în întreaga țară sau în străinătate, punând în pericol viețile a mii de români. Revin acum, așa cum am promis la începutul intervenției, să vă spun câte ceva despre ziua Z. Am ales această zi, ziua Z, pentru că va fi ușor de memorat pentru cei care vor analiza activitatea Ministerului Afacerilor Interne. Ziua Z, 11.11. România. Atunci când am spus că suntem cu ochii pe ei, să știți că n-a fost o figură de stil, așa cum am văzut că mai comentau unii pe rețelele de socializare. Este cea mai mare acțiune executată de Ministerul Afacerilor Interne din ultimii ani. Au acționat astăzi 3.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cadre din alte structuri. S-au executat 619 acțiuni în forță în această dimineață.
dintre care 489 de percheziții și 130 de descinderi. Din cele 489 de percheziții, 386 sunt pe crimă organizată, 36 în zona judiciară, 46 pe criminalitate economico-financiară și 21 pe infracțiuni care țin de arme și muniții. Cele 130 de descinderi au fost pentru punerea în executare a unor mandate, pentru punerea în executare a unor mandate de arest preventiv și pentru unele mandate europene de arestare. Au fost vizate 21 de grupuri infracționale care se ocupau de următoarele activități criminogene: trafic de droguri, trafic de persoane, trafic de migranți, proxenetism, infracțiuni economice, cămătărie și șantaj. Prejudiciul realizat de cele 21 de grupuri infracționale a fost de 190 de milioane de lei și 160 de mii de euro. Vreau să aduc mulțumiri personalului Ministerului Afacerilor Interne care a participat la aceste misiuni din ziua Z. Pentru că în spatele fiecărei descinderi sau percheziții sunt sute de ore de muncă, de documentare și de activități specifice. Totodată vreau să mulțumesc partenerilor din DICOT și din celelalte parchete care au instrumentat aceste dosare împreună cu lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne. Pentru acest efort, evident, mulțumesc și colegilor din conducerea inspectoratelor generale și din conducerea Ministerului. Pentru întreaga activitate a Ministerului Afacerilor Interne din acest an, evident, că mulțumesc tuturor colegilor din Minister și în special premierului României, domnul Ludovic Orban. Cele mai mari și importante mulțumiri însă le aduc cetățenilor României care respectă legea, care sunt alături de Minister și care de fiecare dată ne dau acea energie, acea putere de a continua, de a lupta împotriva infracționalității și de a lupta împotriva acestui dușman invizibil și periculos, noul coronavirus. Compatrioții noștri care prin mesaje, prin tot ceea ce fac, ne spun că suntem o echipă și că vom învinge. Vom trece cu bine și peste aceste mari provocări. Dumnezeu să binecuvânteze România. Vă mulțumesc!